Am revenit, vorbeam despre icoana Maicii Domnului care plânge de la Letca Nouă. Și multe alte icoane sunt făcătoare de minuni. Cele mai renumite sunt în Muntele Athos. Și fiecare are o istorie extraordinară. Fiecare are o istorie extraordinară și fiecare icoană din Muntele Athos are o zi de prăznuire. Și în ziua de prăznuire se întâmplă o procesiune întreagă la care se adună monahii din toate mănăstirile și vin în mod special pentru a cinsti icoana Maicii Domnului. Atenție, aș vrea să fac o scurtă precizare, pentru că am văzut, de exemplu, o icoană a Maicii Domnului pictată de Procenco, de la Sihăstria, Irineu Procenco. Da, cel care a pictat și mănăstirea Sihăstria, dar care este o icoană aproape necanonică pentru Ortodoxie. De ce? Pentru că în lumea ortodoxă, Maica Domnului întotdeauna l-are pe pruncul Iisus în brațe. Și de ce? Pentru că lumea ortodoxă o numește pe Maica Domnului întotdeauna Născătoarea de Dumnezeu. A fost o dispută mare pe tema aceasta, dacă Maica Domnului este, poate fi numită Născătoarea de Dumnezeu, dacă l-a născut pe Dumnezeu, dacă se poate numi așa, că cineva îl naște pe Dumnezeu. Dar Maica Domnului e erezie. Biserica recunoscută, combătută în biserică. Maica Domnului a fost acceptată în Biserica Ortodoxă cu terminologia aceasta, Theotokos în limba greacă, însemnând cea care l-a născut pe Dumnezeu, Născătoarea de Dumnezeu. De aceea, începând cu acel sinod din lumea ortodoxă, din sinodul trei ecumenii, Maica Domnului a fost pictată în icoane numai alături de pruncul Iisus, pentru a arăta prin asta că ea este cea care l-a născut pe Dumnezeu pe pământ. A o prezentat pe Maica Domnului în icoane fără pruncul Hristos, din punct de vedere al ortodoxiei, este o icoană care e la limita canonicității. De aceea toate icoanele ortodoxe întotdeauna o prezintă pe Maica Domnului cu pruncul în brațe. Tocmai pentru a arăta legătura aceasta de nedespărțit între Maica Domnului și Hristos. Deci, icoanele din... Este foarte important lucrul acesta, pentru că icoana Maicii Domnului a lui Procenco, de la Sihăstria, este fără pruncul Hristos în brațe. Și sunt și alte multe icoane în Rusia, care la fel o reprezintă pe Maica Domnului fără pruncul Iisus în brațe. Și ele nu prea au fost îngăduite de ortodoxie. O istorie foarte frumoasă, părinte, Maica Domnului în icoana împușcată, chiar așa se cheamă. Care este istoria acestei icoane? Avem și înjunghiata și împușcată. Înjunghiata sunt de fapt mai multe icoane ale Maicii Domnului în mănăstirea Batopedă din Sfântul Munte Athos. Și una dintre ele este înjunghiata, e o întâmplare care s-a petrecut cu un diacon, care diaconul este cel care îl ajută pe preot la slujbe și de obicei rămâne să mai îngrijească și ce este în altar după slujbă, să aranjeze sfintele vase și așa mai departe. Și de fiecare dată el întârzia la masă. Tot timpul întârzia și într-o zi trapezarul, cel care, bucătarul, cum am spune noi, a zis, nu-ți mai dau, că tot întârzi. Și el s-a supărat, s-a dus în fața icoanei Maicii Domnului și i-a reproșat. Eu îți slujesc, de atâția ani îți slujesc și nici măcar nu ai grijă să am ce să mănânc. Și a luat un cuțit și a înjunghiat-o pe Maica Domnului, chipul Maicii Domnului. Se vede urma și a țâșnit sânge din chipul Maicii Domnului. S-a produs o tulburare foarte mare în ce privește diaconul respectiv. Au venit părinții, au văzut despre ce este vorba și a relatat că s-a comportat în felul acesta cu icoana Maicii Domnului. Și se spune că părinții s-au rugat, părinții a nebunit diaconul, și părinții din mănăstirea Batopedu s-au rugat la Maica Domnului să îl ierte. El a stat 3 ani de zile în fața icoanei Maicii Domnului, s-a rugat să fie iertat și da, s-a descoperit avem în fereastră Maica Domnului, i s-a descoperit starețului că a fost iertat, însă mâna cu care a înjunghiat chipul Maicii Domnului, icoana Maicii Domnului, a rămas, s-a înnegrit și a rămas neputrezită.
Părintele Visarion spune că a și văzut-o. Da, am mers în Atos și am văzut tocmai această icoană și chiar la intrarea în biserica în care se află icoana Maicii Domnului, în partea stângă, în spatele stranelor, se află o mână. O mână de aici, din cot, are o sârmă ca să-i strângă osemintele, pentru că mâna aceea se vede că e foarte veche, are câteva sute de ani și preotul care păzește biserica spune, atenție, nu sunt sfinte moaște, să nu vă închinați la ea, doar puteți să o luați și să vă uitați la ea. Și mulți dintre pelerini chiar o scot de acolo, de după strană și o privesc, este un pic înfricoșătoare, dar aceasta este tradiția, întâmplarea și a fost păstrată ca mărturie, tocmai pentru a arăta acest fapt, că Maica Domnului, pe cei care o necinstesc, se pare că... Și la fel și cu împușcata, pentru că în Junghiata și împușcata sunt în aceeași mănăstire, doar că împușcata pe care, icoana Maicii Domnului împușcata, pe care ați menționat-o, se află la intrarea în mănăstire, dincolo de poartă, în exterior, dincolo de poarta mănăstirii, și la anul 1822 au ajuns pe mare niște turci, au vrut să intre în mănăstire, unul dintre ei a văzut-o pe Maica Domnului reprezentată, a împușcat-o în mână și în acel moment a nebunit și a mers și s-a spânzurat de un măslin din afara mănăstirii. Și ceilalți care l-au văzut cum s-a manifestat au plecat, n-au mai invadat, ca să zic așa, mănăstirea. Mai avem și icoana Pantanasa, tot cea vindecătoare de cancer. Sorin? Nu cunosc personal istoria acestei icoane. Știu că la noi, în București, la Mihai Vodă, icoana Maicii Domnului Odighitria are multe reușite în ceea ce privește cancerul. Iar că veni vorba la Mihai Vodă, este biserica care a fost mutată câteva sute de metri de pe amplasamentul Casei Poporului, undeva spre izvor, spre Policlinica Ministerului de Interne. E biserica pe care a ridicat-o Mihai Viteazu, drept mulțumire adusă Sfântului Nicolae, pentru că l-a scăpat cu viață după ce s-a rugat în fața icoanei lui, când era dus spre a fi decapitat. Și după cum știți, în momentul în care a urcat pe eșafod, călăul s-a speriat atât de tare de frumusețea lui și de harul cu care îl acoperea, încât a aruncat barda și a fugit. Mihai Viteazu a scăpat cu viață și drept mulțumire zidește această icoană, această mănăstire, mănăstirea Mihai Vodă superbă, demolată de comuniști, îi lasă doar biserica. Biserica este translată în spatele blocurilor și tot drept mulțumire zidește multe alte mănăstiri și reface aproape din temelii, după un incendiu, mănăstirea Simonos Petras. Drept mulțumire, părinții din Muntele Athos trimit această icoană făcătoare de minuni mănăstirii Mihai Vodă din București. Ea are acum 400 de ani și e mare făcătoare de minuni, cum spuneam. Mănăstirea până a stat după translatare și până după Revoluție a stat închisă și a fost revitalizată. Și inclusiv icoana, s-a descoperit istoria ei și s-au făcut niște legături, deci a făcut niște minuni icoana. A făcut la descoperire o minune extraordinară, îl știu bine pe părintele de acolo, părintele Adrian Beldianu, un părinte extraordinar. Pe lângă faptul că a păzit de câteva ori lăcașul, să vă povestești despre minunile acestea, s-a întâmplat în momentul în care ei au scos-o din nou la lumină, biserica a fost închisă și icoana a stat pusă într-o ladă împreună cu alte odoare. Și când a venit la un moment dat la biserică, l-au întâmpinat credincioși și au zis, părinte, arde icoana. Și el a intrat în biserică speriat, păi de ce nu o stingeți? Nu, părinte, frige, n-a luat foc. Deci, în ladă, atunci când au vrut să o scoată, lemnul respectiv era fierbinte, iar părintele mi-a spus uimit că cel care i-a spus, nu întâmplător, e un fizician, a predat și în Statele Unite, deci un om cu o solidă pregătire științifică. Și părintele a interpretat minunea aceasta a lemnului care ardea ca o reacție a Maicii Domnului care nu era pusă pentru a fi cinstită în biserică. Și s-a mai întâmplat, tot la Biserica Mihai Vodă, să păzească. A găsit, de exemplu, într-o zi, ei închideau ușa cu niște zăvoare, dar nu avea sistemul acesta modern, cu alarme, cum e acum la bisericile care au odoare foarte scumpe, și a găsit încoietoarele acelea sfărâmate,
Dar nu lipsea absolut nimic din biserică și un homeless care stătea pe lângă biserică i-a zis: părinte, dacă ați fi fost azi noapte, ce s-a întâmplat aici? Au spart biserica, au intrat, mie mi-a fost frică să strig la ei. Și deodată a tunat din biserică o voce, dinspre Maica Domnului, o voce de femeie. S-au speriat atât de tare încât au fugit fără să mai ia absolut nimic. Și din câte știu, această minune s-a mai repetat încă o dată. Deci Maica Domnului, făcătoare de minuni de la mănăstirea voievodului Mihai Viteazul, care nu a fost orice fel de voievod, păzește mănăstirea, pe lângă faptul că este făcătoare de minuni și vindecă, așa cum i-ați spus. Eu nu am documentat așa de mult minunile acestea tămăduitoare, dar am documentat partea aceasta păzitoare. Tot părintele mi-a spus că s-a întâmplat deseori ca anumiți creștini care aveau probleme foarte mari, stând în fața Maicii Domnului, să primească răspuns în adâncul inimii, să le vorbească Maica Domnului ca un sfat direct către inima lor, spunându-le ce să facă pentru a ieși din situația aceea foarte, foarte gravă. Dar menționați foarte mult icoana Maicii Domnului Pantanasa și cred că ar trebui să spunem despre ea. Despre Pantanasa, da? Deci vorbim despre icoana vindecătoare de cancer, tămăduitoare. Pantanasa, practic, în limba greacă, înseamnă cea care te ferește de moarte. Cea care te păzește de moarte. Și într-adevăr sunt minuni ale celor care sunt mărturii. Și sunt contemporane, pentru că deși icoana este foarte veche, are aproape 200 și ceva de ani, aproape 300 de ani are, icoana Pantanasa, Maica Domnului Pantanasa, ea a fost la un schit lângă Vatoped, Nia Schiti, iar părintele Efrem al Vatopedului a adus-o în procesiune în Vatopedul pentru a pune-o la loc de cinste. Sunt consemnate nenumărate minuni care sunt mai ales în privința celor bolnavi de cancer. Eu pot să vă fac o mărturisire că, dat fiind faptul că la noi în parohie am văzut foarte mulți oameni bolnavi de această boală cumplită, am îndrăznit să facem o copie a icoanei Maicii Domnului Pantanasa și să o așezăm în biserică. Și vă spun că personal și cunosc oameni care s-au vindecat de cancer. Bine, au făcut și tratament, au urmat toate cele spuse de medici, dar sunt vindecați de cancer pentru că au rostit paraclisul Maicii Domnului zilnic sau săptămânal în fața icoanei. Cele trei candele care sunt atârnate deasupra icoanei Maicii Domnului la noi la biserică sunt dăruite și de persoane care au trecut prin această cumplită boală. Apropo, astăzi este ziua celor care au trecut prin această cumplită maladie a cancerului și astăzi este ziua internațională a bolnavilor de cancer. Sănătate să aibă. Să dea Dumnezeu și iată e importantă prezența icoanei Maicii Domnului Pantanasa. Am înțeles că se mai află la Mănăstirea Oașa, se mai află la Biserica Rusă din București. La Lupșa, și la Lupșa, chiar de către părintele Stareț Copia. Deci această icoana Maicii Domnului Pantanasa are ca tradiție multiple cazuri de oameni care au venit bolnavi de cancer și s-au tămăduit. Și s-au tămăduit, da. Nu așa dintr-o dată, ci s-au rugat oamenii pentru unii că... Unii dintr-o dată, alții da, mai sigur, încet, mai... Cred că și... Maica Domnului hotărăște când, cum și... Și credința cu care te rogi. Și credința cu care se roagă omul. Spun asta pentru a nu înțelege cineva că dacă merge în fața icoanei, s-a rezolvat problema cu care s-a dus acolo. E foarte importantă credința, pentru că Maica Domnului tot timpul ne îndeamnă să-L ascultăm pe Hristos. Faceți ceea ce vă va spune, nu întâmplător minunea. Și, de fapt, nu Maica Domnului face minune. Și Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii Domnului, face toate minunile despre care am auzit vorbindu-se aici. Sigur că reprezentarea este a Maicii Domnului, dar e puterea lui Dumnezeu. Pentru că fără puterea lui Dumnezeu nu se poate face nicio minune. Și insist pe ceea ce ne spune Maica Domnului, este mesajul pe care, vedeți, noi suntem după sărbătoarea schimbării la față. Și dacă la botezul Domnului glasul Tatălui s-a auzit spunând: acesta este Fiul meu cel iubit, la schimbarea la față, același glas al Tatălui se aude din nou și spune: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați.
Maica Domnului, înainte de glasul Tatălui Ceresc, spune același lucru și ne arată cum se pot face minuni în viețile noastre dacă îl ascultăm pe Fiul Său, dacă îl urmăm pe Fiul Său. Și vorbea Părintele de banală, nu-i deloc banală, minunea din Cana Galilei, și e paradoxală pentru că ar putea cineva să se smintească de această minune săvârșită, prima minune pe care o face Mântuitorul, înmulțește vinul. Ar fi paradoxal. Cu toate acestea, ne arată și prin această minune că toate cele care sunt necesare în viața omului și pentru bucurie sunt binecuvântate de Dumnezeu și înmulțite de Dumnezeu. Avem și E vorba că ai pomenit legătura aceasta foarte strânsă cu Mântuitorul. Există o tradiție isihastă, nu face parte din dogmele ortodoxe unanim acceptate, să spun așa, e mai degrabă o tradiție, o disciplină pe care o transmit călugării. Există o tradiție isihastă care spune că Maica Domnului este prima făptură de pe pământ care a reajuns la rugăciunea minții în inimă după căderea lui Adam în păcat. Noi, ca și făpturi, vedeți, suntem rupți. Există planul acesta mental în care funcționăm zi de zi, gândurile, gândirea, rațiunea, cea pe care o studiază psihologii, al cărui sediu îl găsesc medicii în creier, și care în momentul în care adormim se încheie și suntem de multe ori ca morți în timpul somnului, fără vise, nu știm de noi. Și există adâncul nostru, centrul persoanei, care este inima. Nu e vorba de inima de carne, nu e vorba de emoții, atenție. E un nucleu al sufletului nostru, adâncul adâncului nostru, din care iese și rațiunea, și emoția, și voința. Știința, între ghilimele, dacă vreți, practicii isihaste, care este spiritualitatea ortodoxă, este să readucă toate aceste puteri, mintea, voința și emoția, să le readucă în adâncul, în adâncul persoanei umane. Această trezire lăuntrică, făcută prin repetarea neîncetată a rugăciunii lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, duce la o conștientizare a adâncului persoanei, în asemenea măsură încât cei care au ajuns la această treaptă a rugăciunii, una dintre cele mai înalte, există și dincolo de a trepte ale rugăciunii, cei care au ajuns la această treaptă a rugăciunii sunt conștienți în timpul somnului și continuă să se roage. Deci refacerea aceasta a legăturii între minte și inimă, coborârea aceasta în adâncul sufletului nostru unde te întâlnești cu Dumnezeu, a fost făcută pentru prima dată de către Maica Domnului și acesta este motivul pentru care Hristos a ales-o pentru a se întrupa în ea. Ea a fost cel mai sfânt om care a trăit pe fața pământului. Tot o tradiție isihastă spune că înainte de Maica Domnului, după căderea în păcat a Evei, Hristos a dorit să se întrupeze imediat pentru a-l readuce pe om în sânurile Sfintei Treimi, în adâncul Raiului. Nu s-a putut petrece lucrul acesta pentru că nu a existat o femeie care să ajungă până la acest nivel spiritual. Și dacă pot, aș cita foarte scurt, toți înțelegem buna vestire ca pe un episod așa, știți, foarte simplist. Adică a venit un înger, i-a spus, vezi că îl vei naște pe Hristos, e o epică acolo pe care o descriem foarte pe scurt și credem că asta a venit un înger și i-a spus unei femei. Nu. Momentul acela a fost un moment de extaz și ceea ce știm noi este doar coaja, doar învelișul, întâlnirea aceasta dintr-un înger și un om. Și îmi permit să-l citesc pe Vasile Voiculescu, încearcă să ridice volul acesta al bunei vestiri și-l citez pentru că el la rândul lui a fost un mare isihast, rugător al rugăciunii lui Iisus, membru al rugului aprins, trecut prin temnițele comuniste și știu de la părinții înduhovniciți că avea rugăciunea neîncetată. Ce spune el despre buna vestire în momentul în care îngerul îi dă vestea? Spune, atot știutorul înger privea uimit transfigurarea Fecioarei. Înaintea lui ședea acum măreață însăși creația plastică universală, Eva cosmică, mireasa Duhului zămislitor, adorabilă. În orbitele ei ardeau luceferii spațiului și adunați acolo, toți îngerii cerului îi zâmbeau din ochii ei. Sânii cu sfârcurile de sori erau străbătuți de fluviile căilor lactee, alergând să hrănească rodul. Prin vinele ei aleargă cu globulele miliardelor de aștri un sânge stelar, exilat până în călcâiele cosmosului mușcate de haos. În carnea ei de stele, palpitând de toată tinerețea veșniciei, dădeau și ieșeau toate porțile vieții deodată. Arhanghelul se închină
și porni înapoi. Deci, vedeți, da, momentul bunei vestiri este, de fapt, momentul îndumnezeirii Fecioarei Maria. Da. Să revenim puțin la icoanele făcătoare de minuni Sorin de la noi din țară. Avem la Mănăstirea Nămăiești, la Trivale, sunt foarte multe mănăstiri. Mănăstirea Nămăiești este de la Târgoviște mai sus spre Câmpul Lung și formează un triunghi împreună cu Corbii de Piatră și Mănăstirea de la Cetățuia, un triunghi al unor vechi locuri de rugăciune precreștine. Deci ea este înființată într-o peșteră, practic, unde s-a construit turla și s-a amenajat acest loc de rugăciune de acum. Iar icoana se presupune că este una din icoanele pe care le-a pictat Sfântul Apostol Luca, foarte veche și recomand celor care sunt în zonă și nu neapărat acelor care sunt în zonă să-i facă o vizită, ca să simtă mai mult decât putem să spunem noi acum. Deci este o icoană veche și este o mănăstire de maici, deci este în grija unor măicuțe. O altă icoană interesantă alături de cea de la Ghighiu și de la Nămăiești este icoana de la Mănăstirea Vladimirești din județul Galați, o mănăstire de maici fecioare care s-a înființat după o apariție a Mântuitorului într-un lan de porumb. Maica Veronica, care a înființat mănăstirea, a avut această viziune, vedenie, în care Mântuitorul i-a spus: aici să fie altarul meu, aici să ridicați o mănăstire în cinstea maicii mele, să fie un schimb.